Salut tuturor, sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou daily vlog pe acest canal, dar înainte să începem acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți daily vloguri. Astăzi voi merge cu Bogdan să ne dăm cu skate-ul, după cum vedeți mi-am luat suportările, ăsta e Bogdan. Mi-a venit longboard-ul ăsta, să vi-l arăt. Ei, ieți, ăsta e longboard-ul extrem de mare, frumos. Mi-ași luat, am făcut cu slav, uite Adidas, ăi. Uite. A, ei. Oho, uite-o sunt mari. Deci comparativ cu asta. E de două ori. Să-l conectăm la Wi-Fi. Înapoi în rucsac. Și acum vom trebui să mergem pe drum. Am făcut downhill, n-am picat absolut deloc. Am găsit și niște cuturi de astea. Hai Bogdan, e păca, păca. Bă, dar plouă, cum mă duc? Păca! Of, mă duc singur. Singur mai văzut. Nu, 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 nu. Dar nici vinul nu-i cabe. Mi-am pus skate-urile aici ca să puteți vedea și voi diferența între ăsta și ăsta. Am luat foarte multe vloguri cu acest skate. Încă mă voi mai trage pe el după ce voi pune un nou clip și noi roți. Sau cred că ați mers de ala, vreau să am toată colecția de skateboard, adică de skateboard-uri, de tot ce înseamnă skating, pentru că mie chiar îmi place acest lucru. Am skate pentru downhill-uri, am skate pentru mers pe drum, gen. Așa, vreau să am și pentru schemi, gen, tot ce există în materie de skating, că e extrem de șmecher, e un sport extrem de fain. Aici și Kendama care cineva mi-a stricat-o. Bun, deci cam cu acest daily vlog mai bun. Eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți daily vlog-uri, să dați un share pe Facebook și să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!